Ucluj a început meciul în atac și a avut primul șut în chiar primul minut prin Voinea, însă Stoian a respins providențial în lateral. Tot atacantul adus de UTA a reușit să deschidă scorul în minutul 9 după un plonjon în care un mic și o reluare din 4 metri din fața lui Lopez și a portarului după o centrare din stânga a lui Blejdea. Gazdele s-au bazat în ofensivă în primul rând prin șuturile lui Cristian Ciobanu, fie din acțiune din afara careului, fie din lovituri libere. Micle nu a avut emoții mari, în timp ce la poarta opusă Voinea putea majora diferența dintr-o poziție asemănătoare ca la gol de această dată după o centrare din dreapta a lui Hoffman, însă atacantul a trimis peste poartă. În partea secundă Buzăul a presat și mai mult, însă tot pe Ciobanu s-a bazat la finalizare. Schimbările efectuate de Cristi Pustai nu au avut efectul scontat, atacurile gazdelor fiind destul de previzibile. În cele din urmă, clujenii au reușit să conserve avantajul minim până la fluierul final. O greșeală impardonabilă, după care n-am reușit să facem jocul nostru, să ajungem să ne creăm situații de gol. Cei de la Ocluj au făcut ceea ce trebuia după ce au marcat. Au mai avut două, trei ocazii, după care s-au resemnat, adică s-au retras, nu s-au resemnat. Un joc de apărare bun și încercând pe contraatacuri. N-am reușit să-i desfacem, prea puține șuturi pe spațiu porții și multe faze fixe, dar executate slab. Eu sunt mulțumit astăzi, cum am spus și mai devreme, de prima repriză. Din păcate, a doua repriză n-am reușit să ne mai creăm ocazii, să avem o construcție mai elaborată, să avem o posesie, parcă ne-a fost frică să câștigăm. În fotbal, câteodată când faci acest lucru, s-ar putea să pierzi totul. De aceea o să vorbesc cu jucătorii mei și vreau o mai mare responsabilitate. În etapa a treia, FC Buzău joacă în deplasare la Poli Timișoara pe 15 august de la 11:30.